Salut! Sunt Ștefan Deleanu și în acest videoclip voi discuta despre breșa de securitate de la CECAR și de la IFEP, modul în care le-am descoperit, am să explic de ce am făcut demersul de abia acum să notific public și să explic tot ce s-a întâmplat în spate, tot background-ul, care a fost problema tehnică, riscurile, absolut tot, din perspectiva mea ca persoană care lucrează în IT și care are totuși tangențe cu dreptul. Însă, întâi de toate, vreau să tai niște percepții greșite pe care le-am văzut în mediul online. În primul și în primul rând, mailul respectiv nu a fost cu scop de marketing. Da, am publicat de pe o adresă de la Incorporo, pentru că deja aveam infrastructura făcută. De-aia am și trimis de pe Alexandra Ardelean, care e AI-ul nostru, am trimis de pe acela pentru că deja era tot sistemul setat, în afară de mici chestii care mi-au luat mult mai puțin să le fac decât dacă era să fac pe persoană fizică aceleași demersuri. Suplimentar, contabilii și avocații nu sunt ținta noastră. Noi suntem o platformă care țintim străini. Nu avem absolut nicio legătură cu românii. Iar privitor la speța cu avocatura clandestină, avem inclusiv o pagină unde discutăm de asta, dar pe scurt avem generăm numai niște formulare, oamenii le semnează și noi le trimitem în mod automat. Inclusiv avem doctrina în străinătate care discută pe tema asta de completare de șabloane și achită de exercitarea fără drept a profesiei niște profesioniști care cu asta s-au ocupat. Ok. Întorcându-mă la problemă, eu am găsit de-a lungul activității mele mai multe breșe la diverse instituții publice. Pentru că realitatea este că breșele astea sunt atât de frecvente și atât de multe, încât este extrem de dificil să le rezolvi. De multe ori am raportat niște probleme ca să nu fie rezolvate sau să fie rezolvate doar parțial, cu problemele încă persistente. În același timp, de foarte multe ori, am raportat problemele astfel încât să mi se spună că se vor rezolva la următorul update, chiar dacă mi ofereau acces asupra întregului spațiu web, spre exemplu. Și de aceea cred că am și ajuns la demersul ăsta în care am făcut totul public, pentru că mi se pare că dacă nu faci mizerie, din păcate nu se rezolvă lucrurile. E tristă realitate și modul în care funcționează societatea românească, în care dacă nu faci tam-tam și dramă, lucrurile nu se rezolvă. Ca să discut punctual despre cum am făcut și cum am procedat, cât să fiu maxim de etic și să nu prejudiciez pe nimeni sau pe cât mai puțin și dacă am prejudiciat, voi plăti pentru prejudiciile pe care le-am cauzat. Și am să discut ulterior cam tot procesul și ce văd eu, cum văd eu, cum aș recomanda eu să procedeze și alte discuții în temă. Ideea e că în mod anterior, când eu raportam problemele, nu se prea rezolvau sau se rezolvau temporar și după reapăreau. Însă, în același timp, ca researcher în zona asta, în zona de InfoSec, nu poți să te apuci și să spui pe internet din prima vezi că aia are o breșă, când tu ești conștient că omul respectiv nu a rezolvat în totalitate breșa, nu a avut timp să analizeze, nu a avut timp să ia demersurile interne cât să soluționeze și atunci nu poți să o faci nici instanța într-o lună sau în două, fără să-ți asumi riscul că poate din vina ta tu practic faci ceea ce ai încercat să previi și din contra, în loc să ascunzi măcar temporar sub preș până rezolvi groapa, tu practic arăți cu degetul spre groapă și faci pe oameni să sară în ea, lucru pe care tu nu vrei să-l faci. Evident, dacă scopul tău nu este să strici. Problema punctuală e că pe IFEP, când discutam cu niște prieteni avocați care discutau pe proiectul de lege cu cloud-ul avocaților, mi-au zis că e o problemă de lipsă de transparență cu IFEP. Și m-am pus să caut și eu, eram curios să văd ce e IFEP, cine îl deține și așa mai departe și în căutările pe Google pe care le-am făcut am găsit și ASPX-ul respectiv care îmi arăta toate endpoint-urile care erau, deci erau accesibile publice și unul dintre endpoint-uri te punea să selectezi câți avocat să-ți arate, să arăți cu ce le începe numele, adică cu A, B, C sau chiar nu puneai nimica și să menționezi, mai aveau, numărul și o cheie care n-avea nicio relevanță. Și pe scurt, când apăsai pe Enter și executai toată prostia aia, în mod automat, ție îți trimitea CNP-ul tuturor avocaților în limita numărului ăla de căutări. Adică dacă tu puneai să-ți apară 100, îți apărea CNP-ul la C100 cu prefixul respectiv. Și dacă puneai fără prefix și puneai 100.000, îți apăreau toți avocații cu toate CNP-urile, cu toate barourile la care lucrează. Pe un alt endpoint îți apăreau e-mail-urile avocaților și pe acelea le-am și folosit ca să transmit ulterior. Au fost niște e-mail-uri curate, anonimizate, pe care eu le-am folosit ulterior ca să trimit mail. Și într-adevăr aici am încălcat GDPR-ul într-un mod evident și eu o și recunosc și mi-asum și amenziile dacă sunt. Pentru că da, inclusiv prin faptul că am notificat niște persoane, eu am încălcat legea. Eu nu aveam niciun mod să soluționez asta, să mă asigur că se soluționează, fără să încalc legea, să comit un delict
sau o faptă penală. Faptă penală nu am încălcat că nu, erau endpoint-uri publice și fix de aceea e și gravă situația, pentru că și la CECAR și la IFEP erau niște endpoint-uri publice și pe care oricine le putea găsi pe Google. La CECAR cred că endpoint-ul ăla era foarte frecventat, adică acolo s-a aproape sigur că n-am fost singurul care a găsit problema. La IFEP, într-adevăr, era mai puțin frecventat link-ul și atunci e o mare probabilitate ca să fi fost printre singurii care au avut acces la respectivul endpoint și atunci poate e mai ok. Dar concluzia pe care eu vreau să o trag e că faptul că am trimis mail-urile respective în spam este pentru că altă soluție nu aveam ca să notific lumea. Am încercat să fac ads-uri pe Facebook și nu au văzut decât avocații din cercul meu restrâns, de persoane pe care le cunosc de la Cluj sau colaboratori cu care am mai lucrat și așa mai departe, și evident scopul a fost să evidențiez problema la toată lumea, ca să știe lumea ce s-a întâmplat. Acum, începând cu IFEP, pentru că a fost prima breșă care a apărut, deja am discutat, primul lucru pe care l-am făcut e să-i notific. Cred că în ziua viitoare sau chiar în aceeași zi am trimis un mail în care să-i notific la mailul care apărea pe site. Nu știam că ea un EBR și nu e ok să-i zici unui terț, ei, cu e breșa. De aceea nici n-am notificat un EBR-ul și știu că purtam discuția cu niște avocați atunci. Eu cum mă asigur să fac chestia asta fără să generez niște prejudicii? Fără să pot să fiu acuzat ulterior că sunt complice la o faptă de acces neautorizat sau dracu știe, pentru că se reține acces neautorizat și când plătești cu cardul. Și atunci îți pui problema dacă instituțiile publice sunt competente cât să analizeze o speță de genul, și mi-era teamă. Acum am luat dracii și am zis hai să pun fuck it și aia e, ce iese o ieși. Nu, punctul 1. La CECAR lucrurile erau și mai prost. La CECAR avea un endpoint unde căutai toți contabili și puteai să-i cauți după nume, după e-mail, după și așa mai departe, număr de legitimație, bla bla bla. Și it's ok, e necesar, ai nevoie de un astfel de program ca să poți să vezi dacă cineva e autorizat sau nu să facă contabilitate expert sau autorizat. Și normal ca CECAR să aibă o astfel de listă, cum au și avocații și toată lumea. Problema e că acolo când căutai, în spate, endpoint-ul respectiv, când oricine făcea o căutare cu chestia pe care o folosea toată lumea când avea de căutat, îți apărea tot. De la CNP, la adresă, la data și locul nașterii, la sex, naționalitate, absolutamente tot era public. Tot. Și era un endpoint care nu numai că era public, ci nici măcar nu necesita interacțiune din partea utilizatorului sau unui actor malicios, ci literalmente toate persoanele care au intrat pe site-ul respectiv au avut acces la CNP-ul tău. El a fost stocat în memoria calculatorului lor. Deci asta e problema punctuală și asta este problema pe care eu am încercat să o evidențiez. Și la ei am procedat la fel. Știind de situația care s-a întâmplat cu IFEP în mod anterior, când i-am notificat, am notificat DPO-ul, pentru că știam că l-ai răspunzător de partea legală, am notificat CECAR-ul pe mail-ul direct și am notificat și ANSPDCP-ul pe care l-am pus în BCC, ca să nu vadă băieții că eu am trimis la ANSPDCP. ANSPDCP-ul a primit, l-a lăsat la aia timp, a trecut cred că 90 de zile sau nu știu din septembrie cât a trecut și acum primesc răspunsul de la ANSPDCP că ei nu au văzut că au verificat endpoint-ul după ce îl rezolvaseră în vreo, cred că 3 zile după ce am raportat și în orice caz au zis că nu sunt probe. Le-am trimis toată baza de date pentru că eram aproape sigur că asta se întâmple, pentru că asta este demersul pe care l-am văzut la toate instituțiile publice, în sensul în care se mușamalizează și s-a mușamalizat peste tot și am raportat peste 7 astfel de breșe. Unele breșe care da, aia s-a gestionat ok, care era de risc de siguranță națională, deci putea să genereze panică în rândul populației generale. Ăla e nivelul de probleme care sunt și asta e nivelul de soluții pe care tu trebuie să le faci ca tu să poți să notifici și să iei măsuri, pentru că în mod contrar nu le pasă. Și am văzut chestia asta, adică chiar acum chestia aia cu breșa de siguranță națională cred că încă este vulnerabilă. Nu am verificat. Însă cred că încă există vulnerabilitatea respectivă și este la o instituție care e fundamentală în democrație și dacă ea fac o mizerie, dacă cineva introduce ceva acolo, poate să inducă în eroare inclusiv instanțe. Am să încerc să nu dau mai multe detalii. În fine, am văzut chestia asta, l-am trimis la ANSPDCP tot exportul, că de altundeva n-aveam de un salam. It's obvious, adică erau datele lor profesionale toate plus CNP, toate prostiile erau singurii care aveau acces. Într-adevăr, am comis și eu un delict și mi-asum și asta este. Acces neautorizat nu putea să fie, că era un endpoint public, toată lumea avea acces. Singura diferență între mine și aia e că eu am salvat intenționat să-l țin ca probă. And that was the story. Și acum ANSPDCP-ul are informațiile acolo. Văzând modul în care a abordat CECAR toată problema, am zis, fuck it, hai să facem asta și cu avocații.
Mi-am zis toți avocații, nu fă, toți pe care îi cunosc, pentru că da, deschizi cutia Pandorei și un risc pe care tu, odată ce ți-l asumi, e posibil să ieși fără libertate. Suntem în România, suntem într-o țară unde te poți aștepta la absolut orice și atunci, știi, pe mine nu mă avantajează cu absolut nimic că am făcut reclamă la o breșă și mi-am făcut și mie reclamă de om bun de mers la pușcărie. Nu mă avantajează cu absolut nimic. Ba da, o leacă de brand awareness pentru mine, ca persoană și cam atât. Deci nu pot să neg că sunt și niște avantaje aici, dar exclusiv atât. Și oricum, toate demersurile astea au început prin plângeri, prin lucruri pe care nu le-am făcut publice. 90% din ceea ce fac, nu fac public. În fine, astea le-am făcut publice și am decis să fac mail-ul ăla, să fac cele două publicate și să le notific pe toată lumea de toate problemele care apar. Și acum văd că de-abia acum se iau măsuri, de-abia acum lumea s-a sesizat. Pentru că înainte, când am găsit vulnerabilități majore care afectau sistemul de justiție și le-am notificat, s-au rezolvat temporar și au făcut copii la fișierul ăla vechi care era vulnerabil, l-au pus și acum există vulnerabilitățile la câteva instanțe din România cu care tu poți să modifici chestii prin bazele lor de date de la ECRIS. Deci e starea de fapt. Și poți să-i notifici, am notificat odată de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, nu poți să notifici la nesfârșit, sperând că ei odată și odată să pună serios pe treabă, că după aia te ignoră și se pișe pe tine. E tristă realitate și modul în care funcționează societatea, din păcate, în România. Nu suntem o societate care să conștientizeze riscurile și să le prevină, ci una care le atacă odată ce există. Și în momentul în care tu dezvălui lucrurile astea, este atacat cel care o dezvălui și este atacat cel care a fost vinovat. No. Și după aia e un joc de resurse. În fine, am făcut raportul ăsta, cei de la CECAR mi-au dat un raport că ei nu au fost notificați și nu știau, după ce ANSPDCP-ul are mail unde vede că doar au fost și chiar au și trimis un răspuns. Evident, eu am făcut copii la toate mail-urile, la toate notificările, e bază de date, nu zic că nu a fost preșa. După aia au zis că de fapt eu le-am furat bază de date, că deci eu n-am avut acces, dar eu le-am furat bază de date, la care eu nu aveam acces. Și nici măcar nu-i furtă ăla, că ar fi acces neautorizat, dar acces neautorizat cum? Că era un endpoint public. Și oricine căuta prin tablou ăla nu putea să vadă decât dacă făcea endpoint-ul ăla. Adică atât dacă vroiai să vezi că cineva e contabil și noi căutam contabil că avea nevoie să vrem să luăm la incorporor să putem să recomandăm la clienți niște contabili. Și căutam pe acolo oameni. Dacă căutai, pac, ai și comis infracțiunea. Evident că dacă ar fi să o considerăm pe aia acces neautorizat, atunci sunt mai mulți infractori decât putem să numărăm. Trebuie DICOT-ul să-și facă un corp special pentru toată infracțiunea asta, dacă ai infracțiune. Evident, e o absurditate și nu este. În fine, ideea e că am făcut demersul, am notificat pe toată lumea și acum merg pe transparență, eu nu cred că am ce să ascund și atunci dau totul pe față, vine organul de urmărire penală, mă saltă, îmi sparge ușa, nu problem, să vadă, să verifice, să analizeze, să răsanalizeze că nu văd o problemă. Și aia e, adică, na, la final, eu sunt destul de safe. Într-adevăr, există riscul să... Că na, e vorba aceea, dacă vine polițistul după tine și te tot urmărește, găsește ceva, dar sperăm că lumea e de bună credință și așa, doamnește. Na, bun. În esență... Am făcut notificarea la ambii, mulți s-au temut de faptul că e fals, e o țeapă, înșelăciune, nimeni nu a avut acces și aici am să discut o leacă de tema asta. Dacă ești avocat și vrei să îți furnizezi datele care au apărut în breșă, eu pot să fac asta dacă îmi trimiți un e-mail sau ceva într-un mod în care pot să verific cel puțin identitatea, adică fie să mă contactez de pe e-mailul pe care te-am notificat eu, pentru că ăla era din bază de data IFEP, plus să-mi zici numele tău întreg și dacă mi oferi cele două, eu pot să-ți arăt tot ce era în bază de date. Dar cumva trebuie să văd că tu ești cel care deții ca să nu dau CNP-uri la oameni pe net, că nu ăsta e scopul. Deci de aici și o leacă este mai skirting stilul meu. De-aia am fost vag, de-aia n-am dat toate informațiile pe față, pentru că e foarte dificil să demonstrez că există breșa fără să fii cel care practic o generează. Și atunci... Am încercat cumva să fiu sensibil și pe zona de CECAR și pe zona de avocați. La CECAR am făcut o chestie mai risky. Am făcut o chestie în care îți arăta datele anonimizate și îți păstra numai primul și ultimul caracter sau primele două și ultimele caractere ca să vadă lumea că, bă, de unde dracu are datele astea că n-avea de unde. Și am băgat asta pe site, deși e o breșă clară a regulamentului GDPR și iară mi-asum aici o amendă pe persoană fizică că nu, da, asta este, mi-asum amenda și am să fac un GoFundMe dacă mi-au amendă de la cei care au fost ajutați de faptul că cineva l-a notificat faptul că există problemele. Deci mie mi se pare că într-adevăr, da, am comis un delict,
cu speranța să prevină unul mai mare, care chiar poate să fie și infracțiune dacă se apucă unul să șteargă niște mail-uri, știind că el trebuia în mod normal să notifice. În fine. Cam asta e povestea. Eu în continuare stau extrem de transparent și dacă aveți întrebări, dacă vreți să discutați cu mine, să vă explic punctual cum a funcționat problema, eu sunt accesibil și oricând pot să răspund la întrebări. Numai timp că primesc foarte multe mesaje în momentul curent și atunci le iau pe rând. Asta e tot. Mulțumesc foarte mult de timp și zi frumoasă și somn ușor și scuze pentru mesajul târziu, că presupun că n-o prins cel mai bine. Chiar îmi pare rău, na, intenția a fost să comunic. Mulțumesc foarte mult. Zi frumoasă și spor la treabă.